Eugen Kelemen, de ce mai greu anul acesta la bacalaureat? Este o ipoteză care, vă spun sincer, pe mine mă înfioară și îmi doresc să nu fie așa. Îmi doresc ca elevii din țara aceasta să nu fie folosiți ca masă de manevră electorală. Dar există următoarea strategie politică, la nivel de ipoteză, și anume, în acest an am instalat acele camere și am luat niște măsuri dure la supraveghere pentru a obține note mici și pentru a spune, iată, generația lui Marga și generația lui Andronescu. La anul, când bacalaureatul se dă în preajma alegerilor locale, s-ar putea să fie un bacalaureat cu niște subiecte foarte ușoare, foarte relaxat, cu o promovabilitate de 90% și să venim să spunem, iată, ați văzut dezastrul de anul trecut, după un an de reformă Funeriu, iată cum s-a reabilitat învățământul. Este o teorie, este o ipoteză, este o strategie care circulă. Îmi doresc să nu fie adevărată, pentru că atunci am ajuns la cel mai jos nivel politic în această țară.